Invitatul de astăzi la interviurile PS News este președintele UNPR, domnul Valeriu Steriu. Bună ziua, domnule Steriu, bine ați revenit în studioul nostru. Bună ziua! Ați preluat președinția partidului într-un moment delicat. Deși demisia lui Gabriel Oprea a fost văzută ca un gest de onoare, au fost și voci care l-au criticat. Cum ați găsit partidul și care mai este relația și aportul lui Gabriel Oprea în UNPR în momentul de față? Vă mai întâlniți cu Gabriel Oprea? În primul rând, partidul l-am găsit, să spunem, bine structurat, în sensul că este un partid în care se muncește de 6 ani, dar în special în ultimii 4 ani, deci după alegerile din 2012, s-a pornit la o construcție de structuri la nivelul fiecărui județ și pot spune că acest lucru s-a văzut foarte bine în momentul în care am început să depunem listele pentru campania de locale. Partidul este mult mai consolidat decât era acum 4 ani și a reușit într-adevăr o performanță, spun eu, prin a fi prezent pe liste cu consilieri județeni la nivelul întregii țări. Relația cu domnul Oprea este o relație firească, este o relație bună. În momentul în care am nevoie de un sfat, întotdeauna este cineva care îmi poate da un sfat pe un subiect legat de conducerea partidului și calitatea de președinte fondator este în continuare atașat de acest partid, este un proiect politic reușit și este un proiect politic din care a plecat tocmai pentru a lăsa partidul să meargă într-o campanie electorală fără să ducă țintele spre atacurile personale. Demisia domnului Oprea a generat un val de plecări din UNPR, mai mulți parlamentari au decis să părăsească partidul. Cum va fi surmontată plecarea acestora? În ciuda plecărilor, partidul rămâne al treilea partid ca număr de parlamentari din ambele camere, și la Camera Deputaților și la Senat. Cred că acest val a fost un val generat de un impuls de moment. La momentul demisiei, foarte mulți nu au avut încredere în viitorul partidului, deși congresul urma să aibă loc și congresul s-a desfășurat, aș putea spune, în condiții impecabile. Din acel moment, numărul de plecări a scăzut în mod vizibil, iar în clipa de față, aproape tot ce înseamnă membru de partid este concentrat pe această campanie de alegeri locale. Foarte mulți parlamentari sunt și președinți de organizație și, în special, aceștia au o mare responsabilitate față de cei pe care îi conduc la nivelul județului. Aceștia sunt, de altfel, oamenii, pot spune, cei mai loiali și implicați în activitatea partidului. Cei care nu sunt și președinți, deci parlamentarii care nu sunt și președinți de organizație, sunt foarte utili în ceea ce facem în clipa de față. Călătorim în toată țara, avem echipe din conducerea partidului, echipe formate din parlamentari, care participă la evenimentele din toate județele. Sunt în derulare permanent activități de campanie și permanent sunt susținute de echipe de parlamentari. În toamnă, înainte de instalarea guvernului tehnocrat, se vorbea despre UNPR ca despre un partid balama. Cât mai cântărește UNPR în momentul de față pe scena politică din România? Mai putem vorbi despre UNPR ca despre un partid balama? Dacă privim balamaua ca o parte importantă a mecanicii, cea care îți deschide și îți închide o ușă, fără o balama, nu putem spune că funcționează anumite mecanisme. Nu, noi am considerat doar că suntem un partid care echilibrează în Parlament situația. Este un partid într-adevăr important pentru că prin numărul parlamentarilor noștri asigurăm până la urmă majoritatea. Și spun că o asigurăm bine și dacă ne uităm că în ultimii 6 ani, în special datorită UNPR-ului, majoritatea a fost pur românească, suntem foarte mândri de acest lucru. Nu au fost alte intervenții cu alte presiuni etnice care să genereze o majoritate și acest lucru a dus la o dezvoltare armonioasă națională a României. Am asigurat în același timp și o stabilitate politică, ceea ce a generat o stabilitate economică și am fost permanent un partener loial pentru cei cu care am făcut majoritățile. Suntem în continuare pe aceleași principii, suntem în continuare al treilea partid din Parlamentul României și dorim să rămânem cu aceeași forță. Pentru că am amintit de tehnocrați, cum vedeți noua guvernare din perspectiva unui partid care a fost în alianță cu PSD? Partidul aflat la guvernare anterior cabinetului tehnocrat reprezintă guvernul Cioloș o soluție pentru problemele pe care le are România în acest moment? Știm cu toții cum s-a născut acest guvern tehnocrat și sub presiunea străzii a reprezentat o soluție în mod clar, o detensionare, un gest normal la acel moment. Pe termen lung, fără îndoială, orice țară, orice democrație are nevoie de un guvern politic. Cel pe care îl aleg oamenii
să se ducă în Parlament și să genereze un guvern, un guvern care trebuie să fie politic, este până la urmă cel care și răspunde. Astăzi, cred că răspunderea nu prea aparține nimănui dintr-un act de guvernare, bun sau rău. Faptul că premierul Cioloș este un premier într-adevăr foarte bine intenționat și experimentat nu înseamnă că toți miniștrii lui pot fi la același nivel. S-a văzut de altfel faptul că după câteva luni au început să fie schimbări de miniștri. Din nefericire, baza de resurse umane este destul de modestă, nici nu există un interes foarte mare în perioada actuală să se mai genereze proiecte, chiar dacă la un astfel de nivel de ministru, pentru câteva luni. Incertitudinea unui guvern tehnocrat cu ce poate face un fost ministru dintr-un guvern tehnocrat pentru câteva luni în viața reală, chiar dacă vorbim de oameni care vin din zona administrației, este destul de mare această incertitudine și, în mod clar, stopează o dezvoltare normală. Din păcate, însă, rezultatele economice obținute în primii 3 ani, guvernarea Ponta, din care și UNPR-ul a făcut parte, nu pot fi egale. Adică observăm o stagnare pe foarte mulți indicatori și acest lucru, evident, se simte și la nivelul populației, care are destul de multe motive de nemulțumire. Știm că președintele PSD, Liviu Dragnea, a adus critici partidului pe care îl conduceți după eșecul de săptămâna trecută a moțiunii simple împotriva ministrului Agriculturii, Ademir Ionescu. Liviu Dragnea a criticat absența UNPR, dând de înțeles că astfel parlamentarii dumneavoastră ar face cumva jocurile liberalilor. Cu cât de des comunicați dumneavoastră cu președintele PSD, Liviu Dragnea, și în ce relații mai sunteți cu acesta? Suntem în relații foarte bune. Drept dovadă, avem câteva alianțe în câteva județe la care chiar am participat împreună la evenimente. Faptul că a criticat Liviu Dragnea a întors, sau cel puțin la același moment, a generat și o critică din partea noastră. Momentul ales pentru a depune o moțiune în plină campanie de locale, în care se știe că foarte mulți parlamentari sunt ei însuși candidați și nu pot asigura o prezență suficient de mare pentru a avea un quorum la un act astfel de importanță, a fost o replică, să spunem, pentru că nu s-a vorbit de o direcție a votului, ci de o absență la ceea ce înseamnă membrii în Parlament, în Camera Deputaților. Însă absența parlamentarilor noștri era la fel de mare, sau poate chiar mai puțin mare, decât cea a parlamentarilor de la PNL sau de la PSD, pentru că toți erau în acea zi în campanie electorală. Cred că trebuie în mod real discutat în coaliție, între cele 3 partide, care este momentul bun pentru a sancționa cu un act de asemenea importanță o decizie a guvernului. Pentru că m-am amintit de liberal, cum ați scrie dumneavoastră relația cu PNL? Aveți un dialog cu cei doi copreședinți, Alina Gorghiu și Vasile Blaga? Dialogul din Parlament, în primul rând, sunt destul de puține proiecte comune la care suntem în clipa de față implicați, cu excepția unor legi, să spunem, de diverse tipuri, mai degrabă tehnic. În plan politic sunt destul de puține intersectări în această perioadă, nici nu sunt de foarte multă vreme, deci în cele 2 luni au fost strict întâlnirile, să le spunem, protocolare și cele de activități comune în Parlament. Cu siguranță astfel de discuții se poartă din când în când pentru a ține un inventar al activităților politice, dar în perioada recentă pot spune că mult mai frecvente au fost întâlnirile în alianța de centru-stânga, cele cu domnul Dragnea, cu conducerea PSD-ului și datorată activităților comune din Parlament, dar mai ales datorită activităților din campania electorală. Suntem pe final de campanie, mai este foarte puțin timp până la alegeri. Cum se vede campania electorală din perspectiva unui partid care a trecut printr-o succesiune de încercări politice, nu tocmai fericite în ultimul timp? Bun, n-am avut alegeri în ultimii ani ca să ne putem testa forța. Această forță a fost, să spunem, în creștere față de acum 4 ani, permanentă. Spuneam la începutul interviului că structurile însemnând activul de partide pe fiecare județ sau de pe fiecare sector al Bucureștiului, sunt pregătite cu mulți ani permanent în urmă, deci am avut o îmbunătățire a activității și a întâlnirilor politice pe fiecare organizație. Primul moment de test care vine în mod real după 4 ani este acesta, pentru că în 2012, la cele 2 runde de alegeri, am avut 2 momente, momentul de primăvară în care UNPR a mers singur și momentul de toamnă în care a mers sub umbrela USL-ului.
Considerând că USL-ul a avut o campanie susținută până la urmă de trei partide și a fost o campanie, să spunem, la nivel național, ne referim acum la o comparație cu ce s-a întâmplat acum 4 ani în alegerile locale. Pot spune că situația de astăzi din UNPR este net mult mai superioară față de ce a fost acum 4 ani. Avem, probabil, vom avea și un scor net superior. Ați vorbit despre structurile din teritoriu. UNPR a reușit să consolideze de-a lungul anilor o serie de structuri. Vor fi valorizate ele în scopul unui scor bun în această campanie electorală. Va conta UNPR în multe dintre județele din țară în formarea alianțelor și în alegerea unui președinte de Consiliu Județean. Există o direcție trasată la centru pentru formarea alianțelor sau veți lăsa liber negocierilor pe fiecare județ în parte? Vom avea, în primul rând, suficient de multe județe în care UNPR-ul va decide majoritatea. Aș putea spune că în majoritatea județelor UNPR va decide majoritatea. Acest lucru va veni cu siguranță într-o direcție care să ne avantajeze pentru primăvară, pentru toamnă. Scopul partidului este de a continua din toamnă în Parlament, iar acest lucru, ca și strategie, va putea fi foarte bine pornit la drum imediat după 5 iunie, momentul în care vom ști într-adevăr care este puterea partidului în teritoriu. Pentru că dacă vom constata că avem suficient de multe voturi în dreptul votului politic, cel al consilierilor din Consiliul Județean, ne putem gândi chiar să mergem singuri în aceste alegeri. În cazul în care nu stăm chiar foarte bine, vom avea cu siguranță o intenție de a stabili cu partenerii o posibilă alianță. Această alianță va fi cu siguranță generată sau va genera cu siguranță și o direcție pentru majoritățile din județe, acolo unde noi suntem suficient de importanți ca să fixăm majoritatea într-o anumită parte. Este o campanie care nu avantajează foarte mult partidele mici, în special din punct de vedere al promovării electorale. Credeți că actuala lege electorală ar trebui schimbată în vreun fel? Fac și o glumă. Deci, actuala lege electorală nu favorizează nici măcar mediul. Am să fac un calcul să spun câți copaci au fost doborâți ca să se transforme în hârtie pentru a depune niște dosare pentru candidați. Vă spun un singur exemplu. La o organizație de-a noastră care a depus 80% din liste, au fost necesare 100 de tocuri de hârtie. Deci, probabil că o pădure întreagă a fost doborâtă ca să scriem hârtii într-o epocă a calculatoarelor, când se puteau găsi niște aplicații online foarte istețe și ieftine și care n-ar fi pus pe drumuri atâtea mii de oameni care au cheltuit atât de mulți bani numai pentru partea logistică. Revenind însă la fondul problemei, legea este scrisă de două partide mari care vor să excludă partidele mici din a fi prezente într-o dezbatere și într-o campanie electorală. Am salutat într-adevăr că nu mai trebuie să facem bannere, să nu mai trebuie să acoperim locuri, nu mai trebuie să risipim atât de mulți bani într-o direcție. Am salutat faptul că statul preia o parte din costuri. Dar nu pot să nu remarc cât de complicat s-a făcut tot acest proces. Bun, banul public trebuie protejat, dar nu implicând atât de multe resurse funcționărești din tot ce înseamnă autoritatea electorală permanentă și implicând costuri atât de mari la nivelul mandatarilor financiar, județeni, centrali. Pe de altă parte, toate acestea înseamnă o birocrație foarte stufoasă și, nu în ultimul rând, toate acestea se fac pentru o prezență aproape minimală a unui candidat în fața alegătorului. Sunt câteva afișe pe câteva viziere, în multe localități din țară oamenii nu știu pe cine vor vota, vor afla abia când vor avea listele în față. Este bine că scoatem candidații la campanii de genul din ușe în ușe. Este bine că mutăm destul de mult în online o descriere a candidatului, online care deja aș putea spune că este asediat, este într-o sațietate de politică pe care nu cred că o va mai duce foarte multă vreme, dar cei care au făcut legea, în mod clar, au intenționat să elimine partidele mici. Și dacă ne uităm puțin cine sunt autorii, vom vedea că într-adevăr sunt parlamentari din PSD și din PNL. Știm că în ultimul timp ați avut o serie de deplasări în teritoriu, întâlnindu-vă cu structurile de partid. Cum evaluați situația în provincie la o săptămână înainte de votul din 5 iunie și în paralel în București? Am vizitat în acest moment 37 de județe, unde am avut contacte cu membrii organizației, cu activul și chiar cu electoratul.
Evident, am văzut organizații foarte puternice pe care le avem și care vor avea un scor foarte bun. Am văzut organizații mai timide, unele având chiar justificări, președinți recent instalați, chiar echipe care au preluat mai târziu coordonarea. Toți au trecut cu bine de primul examen, cel al depunerii listelor. Spuneam mai devreme, doar birocrația și costurile de a depune dosarele însemnau un efort mare pentru un partid mai mic. Toți au intrat cu mare încredere în campanie electorală și salut acest lucru, faptul că există foarte mult curaj, foarte multă determinare și că aproape toți au preferat să meargă singuri și fără aliați. Sunt câteva județe în care alianțele au venit destul de firesc, inclusiv Bucureștiu, dar pot spune că de data aceasta vom avea un test foarte clar asupra forței UNPR-ului și tot ceea ce s-a investit în acești ani va putea fi cu adevărat măsurat. Domnule Steriu, pe finalul interviului aș dori să vă întreb care sunt principalele proiecte spre care vă aplicați acum, în momentul de față. Chiar dacă suntem în campanie electorală, la nivel parlamentar sunt câteva proiecte importante pe care le-am pornit. În primul rând, cel al demarării unei comisii de anchete pentru a inventaria terenurile agricole vândute către străini în ultimii 25 de ani. Este o comisie, spun eu, foarte importantă. Este singura care poate genera o analiză implicând toți factorii necesari, de la Oficiul Național de Cadastru, Ministerul Agriculturii, agenții de plăți. Toate acestea vor putea fi invitate de o comisie de anchetă a celor două camere, cea care are în scurtă vreme posibilitatea să facă un inventar. Nu este vorba de a ancheta vinovați, ci de a stabili cât pământ în clipa de față aparține românilor și cât pământ aparține cetățenilor străini rezidenți în România. De aici mai departe, într-adevăr, se pot propune diferite politici ca pe termen lung să găsim o fereastră de siguranță alimentară în cazul unei crize alimentare, o oportunitate absolut necesară pentru români. Nu este singurul proiect la care lucrăm. Avem de asemenea un proiect de majorare a pensiilor pentru cei care au lucrat în CAP-uri. Este tot într-o formă sau alta un proiect legat de agricultură și de oamenii care au lucrat în agricultură. Avem un proiect de promovare a locuințelor sociale. Este de asemenea un proiect important pentru cei cu venituri foarte mici. Suntem aproape de final cu proiectul primului loc de muncă și mai este un proiect care mi-e foarte drag, cel al tichetelor pentru biciclete. Doresc să se încurajeze mult mai mult mersul cu biciclete la serviciu. Este un model copiat după proiectul Bike to Work din Marea Britanie, prin care angajatorii pot oferi tichete de cadou celor angajați care doresc să vină cu bicicleta la serviciu. E adevărat că în România poți face asta de prin martie până în noiembrie, dar este un interes foarte mare și comunitățile de bicicliști au răspuns foarte pozitiv la acest lucru, eu fiind de asemenea unul dintre cei care merg la Parlament când pot cu bicicleta. Domnule Steriu, vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm în studioul pe senios. Mulțumesc și eu foarte mult!